regăsit la seria celor mai frumoase probleme de fizică. Problema pe care vreau să vă prezint azi este pe cât de scurtă, pe atât de frumoasă. Iar frumusețea ei constă în faptul că ne ajută să răspundem la o întrebare foarte interesantă legată de matematică. Și anume, matematica este inventată sau descoperită? Cu alte cuvinte, de unde vine matematica? Este doar o construcție a minții noastre sau este o abstractizare a fenomenelor și lucrurilor pe care le observăm, adică a realității? Veți trage singur concluzia după ce veți vedea că una dintre cele mai frumoase și mai vechi teoreme din geometrie se ascunde în două legi fundamentale ale naturii. Enunțul problemei este următorul. Două corpuri elastice, cilindrice, identice, se găsesc pe suprafața alunecoasă. Unul dintre ele este în repaus, iar celălalt îl lovește într-o ciocnire perfect elastică, necentrală, așa cum se vede în desen. Presupunând că niciunul dintre cilindrii nu se rotește nici inițial și nici după ciocnire, ce unghi vor face între ele vitezele celor doi cilindri după ciocnire? Cred că ați observat că enunțul pare incomplet. Aparent, nu știm tot ce trebuie ca să rezolvăm problema, pentru că nu cunoaștem un parametru de ciocnire, și anume distanța notată în acest desen cu D mic, care este distanța dintre centrul de masă al cilindrului în repaus și direcția pe care se mișcă centrul de masă al cilindrului mobil, al cilindrului care lovește. Și știm din experiență, de pildă din mișcarea bilelor de biliard sau snooker, că felul în care se mișcă corpurile în urma unei astfel de ciocniri depinde de acest parametru. În funcție de cât este de centrală sau de ștearsă lovitura, cum se spune în biliard sau snooker, efectele sunt diferite. Și atunci, să vedem ce aflăm încercând să rezolvăm problema. Am desenat aici corpurile la o scară care le face practic punctiforme, ca să putem urmări mai ușor ce se întâmplă. Cilindrul mobil are viteza inițială notată în desen cu V0, și după ciocnire, cilindrul care era inițial în repaus are viteza V1, iar cilindrul care a lovit are viteza V2. Legea conservării impulsului ne spune că impulsul înainte de ciocnire trebuie să fie egal cu impulsul după ciocnire. Și înainte de ciocnire, singurul corp în mișcare era cilindrul care urma să lovească pe cel în repaus și care avea viteza V0. Să presupunem că masa lui este M și atunci avem M ori V0, este impulsul înainte de ciocnire, care trebuie să fie egal cu impulsul după ciocnire. Dar după ciocnire avem două corpuri în mișcare, așa că avem două impulsuri, iar impulsul total este suma vectorială, bineînțeles, a celor două impulsuri. Adică M ori V1 plus M ori V2. Avem peste tot M, pentru că enunțul problemei spune că cei doi cilindri sunt identici, deci au și aceeași masă. Ecuația se poate împărți la masă și avem relația între viteze. V0 este egal cu V1 plus V2. O relație vectorială, ceea ce înseamnă că V0 poate fi considerat rezultanta vectorilor V1 și V2, așa cum vedeți în desen. Și după cum știm, rezultanta a doi vectori V mare 1 și V mare 2 se poate calcula ca modul R pătrat egal cu V1 pătrat plus V2 pătrat plus V2 ori V1 ori V2 ori cosinus de alfa. Și dacă aplicăm această relație pentru suma noastră vectorială, avem V0 pătrat este egal cu V1 pătrat
plus V2 pătrat plus de 2 ori V1 ori V2 ori cosinus de alfa, unde alfa este unghiul pe care îl fac vitezele V1 și V2, este chiar unghiul pe care vrem să îl găsim. Asta ne cere enunțul problemei. Dar, pentru că ciocnirea este perfect elastică, energia cinetică trebuie să se conserve și ea. Și pentru că cilindrii nu se rotesc, zice enunțul, nici înainte, nici după ciocnire, avem doar energie cinetică de translație. Și atunci putem scrie legea conservării energiei în felul următor. MV0 pătrat pe 2 este energia cinetică înainte de ciocnire. Doar cilindrul care se mișcă are energie cinetică. Trebuie să fie egal cu MV1 pătrat pe 2, energia cinetică a cilindrului care inițial era în repaus, dar acum are viteza V1, plus M ori V2 pătrat pe 2, energia cinetică a cilindrului care a lovit și care are în continuare o viteză, viteza V2. Și avem energia cinetică înainte de ciocnire egală cu energia cinetică după ciocnire. Dacă înmulțim ecuația cu 2 supra M, obținem o altă relație între viteze, și anume că V0 pătrat este egal cu V1 pătrat plus V2 pătrat. Și acum avem aceste două relații între cele trei viteze, V0, V1 și V2, și fiecare dintre aceste două relații a fost găsită folosind o lege de conservare. Deci amândouă trebuie să fie adevărate, trebuie să fie corecte. Dar pentru a fi amândouă adevărate, trebuie ca acest termen să fie zero. Comparați, vă rog, cele două relații. Deci trebuie ca 2 V1 V2 ori cosinus de alfa să fie 0. Pentru că V1 și V2 nu sunt niciuna dintre aceste două viteze nule, înseamnă că poate să fie 0 doar cosinus de alfa. Și asta se întâmplă când alfa are 90 de grade. Și am găsit că unghiul dintre cele două viteze rezultate în urma ciocnirii elastice este de 90 de grade. Și am găsit răspunsul la problema noastră. Și acum vine partea interesantă, pentru că în cazul acestei probleme, discuția rezultatului obținut este mai interesantă decât găsirea acestui rezultat. Rezultatul ne arată că, indiferent de distanța de mic din acest desen, de acel parametru despre care am discutat, unghiul dintre vitezele celor doi cilindri după ciocnire este de 90 de grade. Vitezele V1 și V2 sunt întotdeauna perpendiculare. Atenție! Direcția și modulele acestor două viteze, V1 și V2, depind de distanța de mic. Dar unghiul dintre aceste două viteze nu depinde de acest parametru. Ca să înțelegeți acest lucru, am desenat trei cazuri cu trei distanțe de mic diferite. De mic scade în aceste desene de la stânga la dreapta. Deci, în stânga este desenul în cazul în care avem o lovitură ștearsă. Cilindrul care vine abia șterge celălalt cilindru. Observați că viteza lui nu se schimbă prea mult, nici ca modul, nici ca direcție. În schimb, V1 face un unghi foarte mare cu direcția mișcării inițiale, iar unghiul dintre V1 și V2 este de 90 de grade. În al doilea desen avem o ciocnire un pic mai centrală, o ciocnire mai sănătoasă un pic. Viteza corpului care lovește se schimbă mai mult, atât ca modul cât și ca direcție. Se schimbă, bineînțeles, și viteza V2, atât ca modul cât și ca direcție, dar unghiul dintre cei doi vectori rămâne tot de 90 de grade.
Iar în al treilea desen avem o ciocnire aproape din plin, parametrul demic este foarte mic și avem din nou vitezele pe 1 și pe 2 diferite, atât ca module cât și ca direcție, dar unghiul dintre ele este tot de 90 de grade. Ce se întâmplă în cazul în care demic este 0, adică avem o ciocnire centrală? În acest caz se întâmplă ceea ce vedeți în acest desen, cilindrul care a lovit se oprește și își transferă toată energia cinetică cilindrului care era în repaus, care pleacă cu viteza V0 pe care a avut-o cilindrul care l-a lovit. Și acum ați putea spune că în acest caz cele două viteze nu mai sunt perpendiculare, pentru că una este 0. Oare doi vectori sunt perpendiculari dacă produsul lor scalar este 0? Și produsul scalar a doi vectori, V1 și V2, se calculează cu relația V1 ori V2 ori cosinus de alfa. Și acest produs poate fi 0 și dacă unul dintre cei doi vectori este 0. Și asta înseamnă că vectorul nul poate fi considerat perpendicular pe oricare alt vector. Sau, cu alte cuvinte, vectorul nul are o direcție nedeterminată. Așa că putem considera în continuare și în cazul nostru că cele două viteze sunt perpendiculare. În final, să observăm că legea conservării energiei și legea conservării impulsului ne-au condus la observația că vitezele V1 și V2 trebuie să fie perpendiculare între ele și că modulele lor și modulul vitezei inițiale ascultă de această relație. V0 pătrat este egal cu V1 pătrat plus V2 pătrat. Dar după cum vedeți în paralelogramul vitezelor, acum știm că acest paralelogram este un dreptunghi, pentru că unghiul dintre vitezele V1 și V2 este un drept. Și asta înseamnă că triunghiul ABC este dreptunghic cu unghiul A de 90 de grade. Cateta AB este egală cu modulul lui V1, deci AB este V1, cateta AC este egală cu modulul lui V2, iar ipotenuza acestui triunghi BC este egală cu modulul lui V0. Și acum, dacă folosim această relație și aceste egalități, putem scrie BC la pătrat este egal cu AB la pătrat plus AC la pătrat. Dar ceea ce am scris aici este teorema lui Pitagora. Deci ceea ce s-a întâmplat este că am ajuns la teorema lui Pitagora plecând de la două legi fundamentale ale naturii, conservarea impulsului și conservarea energiei. Ce credeți acum? Matematica este inventată sau descoperită? Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!